Vaticanul a anunțat prelungirea acordului său cu China până în 2024 privind numirea episcopilor. Această decizie presupune ca Sfântul Scaun să continue să recunoască episcopii numiți unilateral de Biserica Patriotică Catolică Chineză, rezolvând o parte a conflictului istoric dintre cele două state. Evenimentele datează din 1951, când Pius al XII-lea a excomunicat doi episcopi numiți de Beijing, iar guvernul comunist chinez l-a expulzat pe ambasadorul papei, care s-a mutat în Taiwan. În 2018, Papa Francisc și președintele chinez Xi Jinping au convenit să deblocheze situația printr-un acord interimar pe 2 ani, care a fost reînnoit în 2020 și acum din nou pentru încă 2 ani. Teolog și pastor al unei biserici evanghelice din Roma, Leonardo de Chirico, a avertizat că, cităm, Vaticanul pare să aibă un interes în menținerea unor relații bune cu China. Problema este costul. Guvernul chinez vrea să controleze viața instituțiilor religioase și Biserica Romano-Catolică este dispusă să se supună acestei condiții. El concluzionează spunând că acceptarea de către Vatican a condițiilor impuse de China înseamnă legitimizarea sistemului politic de control asupra bisericii. Disensiunile dintre liderii Hamas din Gaza și cei din străinătate devin din ce în ce mai intense. Surse palestiniene spun pentru TPS că liderii Hamas din interiorul fâșiei se află în ceea ce se numește tabăra Qatar-Turcia, care este considerată mai moderată, spre deosebire de personalitățile Hamas din străinătate, care se află în tabăra iraniană, grupare mai radicală. În acest moment, Hamas suferă de o înghețare a bugetului din partea Iranului. O sursă din Gaza a declarat pentru TPS, cităm, Hamas simte o criză bugetară acum. Alte surse din Jihadul Islamic din Gaza au confirmat că mulți membri ai grupării teroriste islamice nu au primit salariile care vin din Iran de cel puțin 2 luni. Pe fondul lipsei de bani, conflictul se intensifică între tabăra militară din Hamas, care este la putere în prezent, și tabăra ideologică a Frăției Musulmane, care a fost înlăturată de la conducere. O grupare teroristă care se confruntă cu disensiuni interne, dar care totuși deține numeroase rachete cu care ar putea lovi Israelul, generează îngrijorare în Egipt și Iordania, care nu doresc un nou conflict în zonă. Surse din Turcia au declarat miercuri că pe teritoriul turc a fost descoperită o rețea de spionaj legată de Israel. Poliția din Istanbul și Serviciul Național de Informații au reținut un total de 44 de persoane, despre care oficialii locali de securitate spun că au avut legături cu rețeaua de spioni. 7 dintre cei 44 au fost arestați, alte 13 persoane sunt date în urmărire generală. Se pare că presupusa rețea de spionaj monitoriza expatriații autorității palestiniene din Turcia. Potrivit serviciilor de contrainformații turcești, indivizii au fost angajați de Mossad pentru a spiona arabii palestinieni, precum și o serie de ONG-uri care susțin cauzele lor. Contextul geopolitic mai larg este dat de o apropiere dintre Turcia și Israel. În luna mai, agenții Mossad au oferit informații Serviciului Național de Informații din Turcia, ceea ce a demonstrat o bună colaborare între cele două instituții. Acum este posibil să asistăm la o schimbare a relațiilor dintre cele două țări. Parlamentul portughez a aprobat o nouă lege pentru sinuciderea asistată medical. Este a treia încercare a majorității politice de a oficializa eutanasia într-o țară în care sondajele spun că jumătate din populație este împotriva legii, inclusiv romano-catolicii și creștinii evanghelici. Biserica romano-catolică, în mod tradițional foarte influentă în Portugalia, s-a opus cu fermitate legii, spunând că, cităm, amenință omenirea, încheia citatul. În ultimii 2 ani și creștinii evanghelici au analizat textul legii. Dr. Jorge Cruz, expert în bioetică, a sperat că, cităm, măcar să existe un referendum pe această temă, în ciuda tuturor dezinformărilor și neînțelegerilor prezentate de mass media în general, încheia citatul. În urmă cu un an, Asociația Portugheză Asistenților și Medicilor Creștini și-a exprimat îngrijorarea deoarece, cităm, orice modificare legislativă care le poate permite medicilor și asistentelor să pună capăt în mod intenționat vieții pacienților, chiar și după solicitarea voluntară și repetată a acestora din urmă, pune în pericol misiunea și scopul medicinei, a științelor sănătății, eticii și deontologiei, de asemenea va duce inevitabil la o deteriorare a relației medic-pacient, încheia citatul.
Moscova.